Salutare și bine te-am regăsit la un nou episod din Viața Reală în BIMNG. Abia am terminat și eu tura de la supermarket aici de unde lucrăm și mergem la side job-ul nostru de a livra o mașină. Episodul acesta vom livra, a doua misiune este transportă mașina stricată din Lucerna până în Portino, apoi lasă camionul în Fastelo. Trebuie să ne plimbăm în mare parte în toată harta, vom primi doar jumătate din această misiune. Am pus banii voștri deasupra capului. S-au strâns 6200 de aprecieri plus 324 de comentarii pe care le-am adăugat aici. Nu uitați, fiecare apreciere va genera bani în această serie și pentru că voi ați generat deja în jur de 1000 de bănuți similar, haideți să cumpărăm ceva pentru mașină. Haideți să mai strângem 4.000 pentru suspensie. Știu că am banii, dar aș vrea eu să cumpăr o dată. Vedeți voi remorca aceea la 18.000? Aș vrea să o strâng. Ideea este, eu voi încerca să strâng pentru remorca la 18.000, iar voi dacă doriți să mă ajutați să strângem pentru suspensie, ok? Momentan am generat împreună cu voi undeva la 1000 de lei, 1000 de bănuți de ăștia deasupra capului nostru. Haideți să mașina, nu o repar, nu dăm banii pe așa ceva, imposibil să o reparăm pe asta. Haideți să mergem, mașina se află undeva sus la hotel, mașina pe care eu trebuie să o iau, nu știu de ce ar fi o mașină de tractare acolo. Dar ce să facem? Facem ce trebuie să facem, ce ne cere, știi? Ce să facem? Nu ne descurcăm cu salariul ăsta de la supermarket, dar mă bucur că mi-au lăsat șepcuța. Haide. Dar nu lăsați și voi oamenii deloc să aveți mașini scumpe și sunteți reiși pe șosele. Ce faceți aici? După ăsta mă bag. Hai, tata! Că am plecat, gata. Mai nenorocit! Băi, fix în partea asta, mă, dar pe toată lumea prind în partea asta, mă, e o chestie. E bine că încă funcționează. Ia, ce-a pățit ăsta, eu? Nu se uită, mă, frate, îi dăm față. Oh, l-am lovit bine, mă bucur. A mea, ce să mai stric din ea, că e deja stricată. Dacă merge, virează, eu n-am nicio problemă cu ea. Mă duc să-mi fac treaba. Acum când o să-i facem suspensia, să zici că bag ceva așa frumos. Stai așa să dăm puțin în spate, că o iau pe aici așa. Ups. Stai puțin acolo, lasă-mă să trec și eu. Să trăiești. Gata, hai să mergem să luăm mașina. Probabil ați văzut-o pe hartă, punctul verde. Și o să mergem, după care trebuie să ajungem cam în mijlocul zonei. Era să-mi sară din viteză. Mamă, e terminată pe direcție. Observați cum zângăne, pang, pang, pang aici. Nu fac eu așa. El zângăne singur, s-a dus. Mamă, deci îmi dă șuturi. Dar de ce? Ah, pentru că am roata, a făcut optuleța aproape, nu zici? Și îmi face direcția ca toate astea. Nu e nicio problemă, eu mă descurc cu ea și așa. Am condus și mai rele, despre ce vorbim? Puțin mai greu la viteză, că bate. Zici că mergem numai pe gropi, așa simt. În volan, deci numai așa simt, că mergem pe gropi. E, uleu, mamă, bă, dați nebunii, mă. Episodul acesta este ultimul, episodul următor va fi pe multiplayer. Terminăm lista de misiuni și așa mi-am propus, uite aici. Vom lăsa mașina noastră aici și o să urcăm în asta, mergem către locație. Nu știu de ce am mai pornit odată, să văd că pornește, să mă lau ca motor funcțional, nu știu. Lasă-mă că mie îmi place mașina, așa cum e ea, e mașina mea. Haideți să ne urcăm în camion și să mergem să luăm mașina aceea. Am înțeles că este lăsată... Este lăsat într-o locație mai greu de accesat și în mare parte putem opta. Avem o de asta, putem opta, știi? Gata, am rezolvat sunetul. Putem opta pentru mașină. Acum trebuie să ieșim noi din oraș. Putem opta pentru mașină aceea acolo. Ori putem să intrăm noi să o luăm de unde este și mai primim $500 în plus.
Sau putem să... Așa avea loc și prin față. Sau putem să optăm să ne-o scoată în față la șosea și nu ne mai da acel bonus. Eu acum o să încerc, am încredere în mine. Dar acum nu știu dacă mașina va avea încredere în mine să facem acele manevre pe acolo. Mamă, fii atent că asta e în 10 trepte și eu am 6 trepte la schimbător. Și nu mai am nici astea pe aici. Trebuie să facem stânga. Hai să îi dăm. Da, 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 ăsta e în multe trepte. Băi, și le-am zis, mă, frate, mă, că nu știu să conduc de-astea cu multe. Am 6 trepte, mai mult unde să mă duc. O să mergem și limitați. Și e cursă lungă, fii atent, că e cursă lungă asta. Și ați zis voi o chestie care era foarte tare și aveți dreptate. Ați zis că, băi, dacă cineva face accidentul, n-ai de ce să plătești. Cum a fost data trecută, știi? Că tipul ăla îi dădea în față, deși, frate, se... vedeai că n-ai loc, n-aveai unde să te bagi, știi? Și ați zis că dacă se întâmplă asta, nu-ți mai lua din banii tăi. Fă o chestie, fă o manevră pe acolo și poate ar fi tare să primim bani, știi? Dacă cineva ne accidentează. Uite cum a fost finalul ăsta. Ar trebui să primim noi $100. Vedem. Lăsați acolo în comentarii. Iar dacă ziceți că da, mă, merge, primești, o să iau $100 și de la ăsta care m-a lovit acum. Că nu i-am zis nimic, ce să-i zic, că omul a intrat direct, a crezut că e numai pentru el și o seama aia. Acum noi trebuie să mergem tot în față, trecem de Vila Pace, Vila Pace la Război Sud și Lucerna este după. Trebuie să ținem noi șoseaua asta, doar șoseaua asta, tot în față. Tot în față vom merge și deja am ajuns la curbă. A, ajungem repede acolo. O să fie puțin mai greu să ne ducem, unde zicem? Fastelo. Știu că am oprit. Fauleu, e pe partea elaltă de hartă. Este pe partea elaltă de hartă. Gata. De ce m-am oprit? Cum era să nu mai pornească? Cum era să nu mai pornească? Și nu mai am trepte. A schimbat, dar n-am trepte. Merg cu 50, nu mă grăbesc. Ba chiar mai bine. Ba chiar mai bine că nu mai riscăm să facem accidente. Nu, dar cu spatele, că sunt mare. Sunt mare rău de tot. Și legat de multiplayer, am văzut, primesc foarte multe mesaje pe Discord. Băi, o să fie tare. O să fie tare, o să avem un Discord destul de mișto. Sper să prind și eu să fiu polițist. Să mergem în patrulă. Episoadele în care voi fi polițist vor fi considerabil mult, mult mai lungi față de cele normale. Nu vreau să editez din această serie, pentru că asta este frumusețea ei. Captăm acțiunile cum sunt ele, știi? Și mi se pare destul de tare. Mai stăm la o discuție, mai conducem, mai facem o nebunie, mai se întâmplă un accident. Uite, de exemplu, dacă tăiam partea cu drumul, riscam să nu prind acel accident. Nu știi niciodată ce se întâmplă. Partea urâtă este că pe multiplayer nu vom avea mașini care să conducă singure pe șosea. Acest lucru nu este posibil. Dacă dau să spawnez trafic, îmi va spawna mașini care nu se mișcă, știi? Și o să fie destul de nasol pe partea asta. Dar fiind, să zicem, 10, 15, 20 de oameni, cred că ne descurcăm. Bun. Deci am optat să nu scoatem mașina de acolo, să nu ne scoată mașina de acolo și primim $500 în plus dacă o scoatem de acolo. Acum, noi trebuie să o luăm pe aici. Uite, așa, o să o iau mai în larg, că nu știu ce am în dreapta mea. Și trebuie să intru acolo în față. Problema nu e aici, problema e după, că mai vine o chestie de asta. E destul de nasol lucru, că am primit niște poze, știi? Uite ce mișto e ăsta. De aici cred că cumperi mașini, a? Uite ce tare arată, ce tare arată. Să trebuiască să vii aici să-ți cumperi mașina, chiar dacă o iei din meniu. Să trebuiască să vii aici, e foarte tare locul. Oh, am lovit odată. Stai să văd unde m-am lovit. Unde m-am lovit, mă, frate? Ah, ok. Ok. Ce ai, mă, că
Băi, n-ați văzut nici eu, n-am văzut nici eu, n-a văzut nimeni, e un gard. Hai să fim și noi serioși acum, ce facem? Ne punem la perete, îi punem la perete pe ai noștri. Păi, unde ajungi? Unde ajungem? Bă, ce-ai mă? Ce are mă, frate? Mama, am stricat mașina. Engine is off. Da, mă, știu asta. Băi, am făcut ceva. Nu! Prește-te. Ce are, mă, frate? Ce-am luat, mă? Ce-am făcut, mă? Că n-am făcut cine știe ce. N-are, mă, nimic. De ce nu merge? Trebuie să bag acolo cu spatele, mă, înțelegi? Și mașina e undeva acolo. Dar nu ne mai merge mașina. Nu apăs eu pe absolut nimic, că nu vreau să ne stricăm treburile aici. Dar nu înțeleg de ce nu mai merge. O, l-ai, mă, frate, mă. Da, mă, așa, da? Așa, da? Am încercat să mă joc VR. Nu, greșesc. M-am jucat VR. Corect? M-am jucat VR. Și voiam să vă fac un episod în VR. Doar că, băi, m-am luat amețeală, mi s-a făcut rău. M-am jucat cu Dacia 15-20 de minute. După care mi s-a făcut rău, nu puteam. Îmi venea să vomit și acum vorbim foarte serios. Îmi venea să vomit. Mi se nu lovesc chiar coada. Îți dai seama că lovesc chiar cu coada, nu? S-a bucuit, mă. Mamă, nu te cred, așa ceva, s-a bucuit, s-a urcat peste ea. Aici sunt eu de vină sau e jocul? Hai de noi. De ce n-am optat eu să mi-o scoată de acolo, nu știu. Și am ales să mă chinuie aici. Stai să vezi acum, că eu practic trebuie să mă pun cu spatele la ea. Nu zici? Aici să vezi plăcere, că și rotesc de volanul ăsta e dezastru. Mai merge. Am ridicat mașina de astea. Uite, o poți ridica și o poți lăsa. Engine is off. De ce, mă, ce am făcut? În fine, nu e nicio problemă. Să vedem cum ieșim. E mai problematic. Așa ne-am întors, urcăm mașina. Dar să vedem și cum ieșim de aici așa. Și nu știu dacă pornește mașina aia. Eu am lovit-o, gen, pentru asta. Dar i-am spart ceva pe la motor, să fiu sigur că, băi, ok. Dar nu știu ce i-am spart. Asta e surpriza și pentru mine. Stai așa. Aici așa. Întâi oprim motorul și hai să ridicăm și să lăsăm asta și mergem să vedem cu mașina aceea. Ce s-a stricat în ea. Oricum, 100% este ceva stricat, că mi-a dat multe mesaje. Și trebuie să apăs eu acum cătrălă pe aici. Let's go! Și după care mergem frumos la mașina aia, dar trebuie să apăs cătrălă G. Ca să las mașina. V-am zis că am ridicat mașina să o scot acolo. Plus forțe. Așa. Și acum o să facem noi manevra asta. Și hai să vedem care-i treaba cu mașina asta. De ce am camera așa, nu știu. Ok, avem automată. Parking. Mamă. Stai așa să ia turațile, că dacă am pus-o în drive în turațile alea, cred că zburăm. În ce ai star vede... Ok, deci s-a spart baia de ulei. Parking. Na, de mână. Oprim motorul. Ok, arată bine. Arată bine până acum. Să vedem cum o să o scoatem. Page down.
Haideți să... Așa. Și mai avem... ce? Cătrele pe aici de aici. Ok. Eu zic că mașina e destul de stabilă acolo. Acum să și vedem ce și cum facem. Tătica. Bun, bun, bun. Hai să... Așa. Pornim motorul. O să las camera asta și o să mă dau eu în spate. O să ne dăm în spate ca să putem să ieșim de aici, știi? Uite așa, aș vrea să trec și după virez puțin în stânga și cam mai ar fi. Nu știu dacă fac bine ce fac, dar încerc, știi? Trebuie să vedem cum ieșim. Am intrat, dar să vedem și cum ieșim. Trebuie să vin eu puțin așa. Acum dau de volan mai mult. Și nu ieșim! Nu o să ies de aici! Nu o să ies de aici! Bine, practic, ia. Încercăm, stai. Dar n-am nicio șansă, după cum arată, decât să-i dau tot așa. Nu, 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 puțin înapoi, stai așa, că cred că ieșim, cred că ieșim, cred că ieșim. Tot așa, în față, dau puțin. Așa. Mai dau. Stop. Virez. Așa. A murit motorul. N-a murit, n-a murit. A, l-am omorât eu singur. Acum iară o iau așa încet. O să virez puțin, așa. Mamă, dar moare motorul, nu mă, îi dau, am și ambreiajul și frâna, că mi-e frică să nu plece repede. Dar nu știu de ce mai țin și frâna, oricum îi dau drumul la ambreiaj. Ușor. Ok, nicio problemă. Stop. Mai pe aici. Ok, în regulă, ne descurcăm tot în față. Ne-a murit motorul, nu-i nicio problemă. Încă o dată. E bine că nu se strică. E bine că nu se strică așa ceva. Și de aici virez maxim. Nu, 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 nu. Stop, mai mergi în față. Așa. Stai. Ăla-i, mă. Hai, mă, că am scos-o, mă. Am scos-o, mă. Se pun capușituri alea? Că dacă ar fi să le pun capușituri, trebuie să le dau bani la ăștia. Mă înțelegi? Nu s-a bușit nimeni. Cine s-a bușit? N-am văzut nimic. Stai așa să-i dăm așa. Mamă, ce cameră. Doar că tot nu văd în spate. Așa, și am plecat. Deci nu știu să vă... Începe să mi se ia pielea de pe mâini. Nu glumesc, e greu. Probabil o să zice, ia uite-l și pe prostul ăsta. Nu știe, nu știe. Dar, băi, e greu. Mă înțelegi? Chiar e dificil. Și volanul merge greu. Adică e mașina de așa natură. Abia virez cu ea. Îmi rupe palmele. Efectiv, îmi rupe palmele. Ia, gata, mă, ne punem la drum. Și acum eu trebuie să... Deci suntem Lucerna. Trebuie să iau pe unde am venit dacă vreau să ajung repede. Și după am urcat pe autostradă. Da, mă, hai că facem. O să fac o întoarcere aici. Sau o iau pe sus. Deci e greu. Când mă vedeți că mă strâm și trag de volanul ăsta, băi, pe bune. E pe bune, frate. Nu am dat force feedback-ul mic sau ceva. Și văd că avem motorul rece. Aoleu, pe unde m-am băgat? Las că ne descurcăm. Ne-am descurcat noi acolo și nu ne descurcăm noi aici. Păi ce facem, mă? Păi ce facem, mă, tată? Dar ăsta văd că s-a blocat aici. La mocolie nu-i problemă. Și o luăm tot pe aici, așa. Am pus semnalizarea deja când eram trecut. Știu că am dat direct la 5. Oricum mergem maxim cu așa, deci n-are relevanță. Mașina o vedem acolo în spate, se observă în oglindă stânga. Mergem lejer, nu ne grăbește nimeni, avem un lung drum lung.
O luăm așa încet frumos. Mamă, dar chiar zici că sunt de la ceva Lidl, de la ceva, nu? Pare, pare așa că sunt. Șepcuță, trebuia să am șapcă albastră, tricou galben. Mergea. Mamă, cred că am un șapcă albastră. Sau o scobitoare. De acum cred că când vom face jobul de tracker sau similar, vom lua o scobitoare să o ținem așa. Frumos. American style. Acum, deci noi avem de parcurs până în oraș. Oarecum până în oraș. Trebuie să ajungem până la intrarea pe autostradă. Intrăm pe autostradă, doar că nu știu pe unde se ia în partea cealaltă. Că pe acolo... Nu. Trebuie să... Mai devreme trebuie să fac undeva stânga. Pe harta aia, dacă mă uit, nu-mi dau seama prea bine. Dar așa, în joc, e mult mai ușor. Plus că mă gândesc că nu prea avem cum să pierdem ăsta din spate, că mergem foarte încet. Nu facem viraje prea bruște, nu facem nimic. Să zici că e... Cine știe ce grav, știi? O luăm așa frumos și ajungem la intersecție. Ce am luat, mamă? Am cotit puțină bordură. Mă uit pe hartă, nu mi-am dat și mie un navigator de la mic. O dai acolo, o atenție, să văd și eu pe unde merg, cum merg. Bine, am harta jos, de ce mă cac pe mine? Corect? Corect. Mamă, mi-e sete, dar nu pot să beau. Nu pot să beau. Ia să vedem. Și eu după trebuie să fac stânga. Uite aici la intersecția din față. Trebuie să fac stânga. Practic. După dreapta. Și după ajung la autostradă. Și trebuie să o iau în partea aia așa. Adică aici. Așa. Frumos. Și acum urcăm pe autostradă. Lejer. Fără probleme. Mamă, dar se duce, uite ce putere are mașina asta aici de bun, chiar are putere. Am atins-o de multe ori, știu. Știu că am atins-o de multe ori. Nu mă voi penaliza, dar nu voi lua nici acei 500 de dolari, 500 de lei. Pentru că trebuie să fim corecți, știi, chiar dacă sunt pentru banii noștri, trebuie să jucăm corect. Mi-aș fi dorit 500 de lei pe plus, dar am atins mașina de multe ori, n-am cum să zic că nu, domne, nu. Să nu credeți că ne furăm singuri pe aici sau ce facem, știi? Că e și munca voastră, e și asta voastră. Și voi sunteți implicați în seria asta. Cred că e singura serie de la mine pe canal. Vreodată în care și cei care se uită au un impact asupra clipului. Adică, știi, e o chestie tare. Suntem toți în chestia asta. Și e tare. Bun, acum trebuie să ajungem în Fastello, stăm pe spate, mai o discuție. Țin minte, data trecută am vorbit despre franceză, mai exact despre asta, cum se numește, în școală, cum că ne este băgată pe gât. În fine, discuția o găsiți în episoadele trecute, e destul de ok, este punctul de vedere, cred că, al nostru, al elevilor. Ce am fost și vom fi până nu accelerez, se duce că-i vale, deci eu nu acceleram, mă lăsam pe ea. Dar mi-e frică să nu-mi bubuie ceva, să mă lase în mijlocul autostrăzii, să vezi atunci fericire. Că nici nu pot să schimb, am 6 trepte la schimbător și mi-au dat mașină, la cum merge, cred că are 12. Pe puțin. Sau 10, 12 e maxim în jocul ăsta. Episodul acesta nu am pregătit un subiect bine, nici data trecută nu era pregătit subiectul să discutăm despre franceză, a venit așa foarte random de la ideea că voiam eu să învăț italiană, care vă dați seama că încă n-am învățat absolut nimic. Buongiorno, cred că e în italiană, atâta și eu, buongiorno, dar sper că e ceva de bine, sau cred. Și s-a dus în discuția aceea, dar... Haideți să facem de acum când avem tripuri. Bine, vom fi pe multiplayer. Nu știu cât timp o să mai avem doar eu cu tine, cel care te uiți. Că acolo o să fie mai mulți, o să fie o nebunie, mă. O să fie cu stații, o să fie mișto. Știu că vă tot zic de multiplayer-ul ăsta și probabil sunteți, bă, dar haide-mă odată, te joci și multiplayer-ul ăsta, ce faci? Ideea este că a fost făcut Discord-ul, avem frumos stații acolo, avem o grămadă de lucrușoare. Sunt curios și când o să apară marketul, cum o să procedeze lumea, să-și vândă mașini, să-și facă tot felul de nebunii și trebuie să duc mașina la garaj. Unde-i garajul? Cred că, mamă, garajul din live-urile de roleplay pe care le-am avut acum mult timp, oare ăla?
Și trebuie să duc și mașina unde? Băi, unde mă duc eu, frate? Stai mă puțin, mă, că trebuie să duc mașina undeva, mă. Am greșit drumul. Trebuie să duc mașina în Portino și o să las camionul în Fastelo. Hai de noi. I-am dat pe fast forward, i-am dat cutie automată să schimbe singura noua, ne grăbim că în câteva minute trebuie să încep live-ul acolo, nu mai avem timp, mai am încă un job dacă nu v-am zis, mai fac pe YouTuber-ul că e greu, frate, acolo îți dă 10 milioane, aici e 5 milioane, mai ce să facem, e greu, mă înțelegi? Și trebuie să ne grăbim de asta dacă m-a prins poliția aici și fără permis, care n-am permis de mașina asta, dar trebuie să avem grijă mai mult să nu ne lovim acum, vedem, nici nu știu unde sunt, sunt pe la jumatea drumului, fac depășiri, dar n-ar trebui să le fac. Ha, boleu, ce se întâmplă, fii atent că ne-am terminat acum, gata, s-a terminat și cursă și tot, mă dau ăștia afară de la muncă. Nu depăși că te distrug! Haide, haide așa, haide așa, dă-i a 7, dă-i a 8. S-a încins și motorul, băi, am tras cu a 6-a, i-am tras cu a 6-a în oraș și la ieșire din oraș. Deci s-a dus mașina, i s-a încins motorul acolo, a ajuns temperatura unde trebuia. Dar ideea e că după am realizat, bă, stai puțin că asta are mai multe. Hai să-i dau pe automat, că schimbă ea cum schimbă, mă bag în depășiri. Fac eu ce nu fac, cred că l-am lovit pe ăla, sau am lovit o piatră, l-am lovit pe ăla, hai să o prind să vedem cum l-am lovit pe ăla, e nebunit. Unde te-am lovit, mă, ce te plânge atâta că te-am lovit, te-am lovit, nu vezi că vin? Că vin, pardon. Mașina mea n-are nimic, dar ce l-am lovit, nu l-am lovit, mă. Haide, mă, te atâta pe tine! Mamă, mi-am luat penalizare 100, nu? Mă joc frumos, gata, nu e variantă. Nu e variantă. Deci avem o penalizare de 100 de dolari, cum am zis, pe la plus 500 cu alea acolo s-au anulat. Avem o penalizare de 100 de dolari momentan, că l-am lovit pe tipul ăla, practic m-am lovit pe mine, am provocat o lovitură mașinii. Dar asta nu mă oprește, ia să-mi dau seama, avem mult loc drept, am trecut de aia, suntem, nu mai avem foarte mult. O să mă bag aici repede în depășire. Să punem semnalul să pară ca și cum știm ce facem. O să încetinim aici. Mamă, îi termin pe ăștia doi. Pe niciunul. Ok, să mă joc frumos. Să mă joc frumos, dar trebuie să ajung repede. Și acum fără nicio glumă, chiar trebuie să ajung repede. Trebuie să ajung repede tare. Și dacă mă întrebați despre ce live stream e vorba, băi, sunt în fiecare seară live stream pe 5M. Știi, e un canal separat pe care l-am, cu un proiect separat. Și sunt acolo, live stream, momentan acolo. O să fim și aici, dar le iau încet. Ei, ați văzut, cu postarea, cu nebunii, cu ce facem, o luăm încet. Așa că, în momentul când voi vizionați acest videoclip, eu sunt acolo deja live stream. În 8 minute pe ceas, eu trebuie să încep și automă ce fac. Transport aici, mișcă-te mai frate odată! Șofer, mă, tată, mă, șofer! Șofer m-am născut! Hai să... Așa, uite, uite că aproape ajungem! Aproape ajungem și după trebuie să merg și înapoi! Las că merg eu înapoi. Aveți încredere în mine că merg înapoi și las mașina unde trebuie ca să luăm banii pe cursă. Aveți încredere în mine! Let's go! Unde suntem? Suntem la virajul mare, am trecut de virajul mare... 200 de dolari. Fau, am transpirat puțin când am văzut asta. Am crezut că îmi stare mașina din spate. De asta m-a panicat mai mult. E greu să te urci pe hartă, că harta e acolo și jocul e acolo. Și e greu. Dar e ok că am ajuns în oraș, știi? Măcar atât. Suntem ok. Și o să duc eu mașina asta înapoi, nu vă faceți griji. O voi duce și totuși dacă doriți să ne vedem pe live stream, aveți în descriere, o să vă las acolo un link. Poate doriți să intrați la canal, știi? Sunt câteva clipulețe și pe acolo pentru cei care nu știu asta. Gata, m-am ajuns mai aici în parcare, lăsăm mașina. Ne descurcăm. Piciule, stai puțin.
Stai puțin să fac aici o manevră. Aoleu, 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 stai. Gata. Liber. Așa. Ia să o lăsăm noi jos. S-a dus puțin mașina, dar nu e nicio problemă, ne descurcăm despre ce vorbim. Haide, mă. Bă, dar n-a zis, mă, cum s-o duc. Bine, nu vreau să fac nici manevră. Și acum, bam, bam, ăla-i. Mașina e deja lăsată jos. Gata. Hai să ieșim din asta. Urcăm în asta. Am urcat tot în asta. Oare nu mai poți să urc în aia pentru că... Ba da, mă, cum să nu poți să urci? Liber. Covorăm frâna de mână. Și din frână. Din frână, tata. Nu știu de ce am accelerat. Cum dai reverse la automată. Așa. Aoleu. Atât. Atât, frate, frumos. Acum, noi trebuie să lăsăm mașina asta aici. Și trebuie să mergem cu asta. Oricum, eu vă las cu episodul acesta aici. Îmi cer mii de scuze față de voi. Pentru că vă las așa și nu ajungem acolo, dar credeți-mă că a fost haos și AM. Oricum, mă bucur că am reușit să vă pun acest clipuleț astăzi. Și vă mulțumesc în continuare că sunteți aici. Noi ne vedem data viitoare. Încerc să vorbesc în microfon. Și... o zi minunată în continuare. Ne vedem. Aoleu. Hai, tată, hai că tată, că mergem acasă la copii, 2500, am dat în banii, episodul următor, 2500, două penalizări, să nu uităm, 2300, e bani buni, 2300 de lei pe cursă, bani buni, ce să mai, pe data viitoare vă mulțumesc, vă pup, pa, pam!